Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să anunț următorul eveniment important din cea de Counter-Strike Global Offensive din România în mediul online, anume calificările naționale pentru Cross-Border Esports uh, organizate de către Game on Esports. Cross-Border uh, cross Esports este un turneu LAN care are loc în Danemarca, mai exact în Sunderborg și are alocat un prize pool de 15.000 de dolari pentru partea de Counter-Strike Global Offensive. Ei bine, România prin sprijinul celor de la Game On Sports este singura țară care are calificări naționale, care în urma acestor calificări naționale vom trimite o echipă din România direct acolo la LAN. Evenimentul este realizat cu sprijinul ASUS Republic of Gamers și AOC Gaming, iar acum vreau să vă prezint pe scurt ce presupun calificările naționale este de menționat și este foarte important că echipa câștigătoare primește un slot direct la turneul final Crossborder Sports și nu doar atât având au aceștia asigurat transportul și cazarea calificările naționale vor fi constituite din uh, două open qualifier și un closed qualifier Open qualifierul cu numărul 1 are loc pe 7 iulie și vă puteți înscrie pe primul link din descriere iar open qualifierul cu numărul 2 are loc pe 8 iulie și vă puteți înscrie pe linkul cu numărul 2 din descriere. De asemenea, dacă intrați pe gameoneesports.com și dați click pe aceste două butoane, Deți fi spre cele două qualifiere de pe Faceit, după cum vă arăt eu chiar acum. Ei bine, ultimele două echipe care rămân în joc în cadrul fiecărui qualifier, deci practic cele care ajung în finala fiecărui quali open qualifier, vor avansa în closed qualifierul care are loc între 14 14 și 15 iulie. Aici cele patru echipe calificate vor, se vor lupta cu cele patru echipe care au fost invitate în acest uh, closed qualifier pentru slotul acela final care va trimite o echipă direct la lanul din Danemarca cu premii de 15.000 de dolari. Cele patru echipe invitate sunt Nexus Gaming, Explicity Sports, Red Fury Sports și Sinners Gaming. Uh, turneul va fi comentat și difuzat uh, pe canalul meu de YouTube și voi comenta atât open qualifierele cele două, cât și close qualifierul în mod integral, luând câte un meci pe fiecare, pe fiecare rundă până în semifinale, fiecare semifinală din cadrul acestor open qualifier uh, va fi comentat de către mine, iar toate meciurile din close qualifier vor fi de asemenea comentate la mine pe canal. Sponsorii acestui uh, turneu, acestui, uh, acestor calificări naționale sunt Asus Republic of Gamers și AOC Gaming, cărora Game One Esports le mulțumește pe această cale, iar partenerii media sunt Pro Esports, Telecom Sport și eSports Media. Vă reamintesc să intrați pe cele două linkuri din descriere dacă vreți să vă înscrieți la acest turneu și vă aștept dacă nu, o să, dacă nu o să participați să urmăriți echipele din România care se luptă pentru acest slot pe 7 iulie, pe 8 iulie și apoi pe 14 respectiv 15 iulie în close qualifier. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și să ne auzim cu bine. Ciao, ciao.